Biblioteca Publică Raională Iulian Filip din orașul Druchi a fost gazda evenimentului de lansare de carte Chemarea Focului de Vatră, scrisă de băștinașul Sava Răileanu. Pentru a-l felicita pe poet cu distincția sa au venit colegii, amatorii creației, dar și consătenii din satul Ochiul Alb, de unde și-și trage rădăcinile Sava Răileanu. Pentru dumneavoastră, felicitări! Pentru cadouri? Da. Felicitări, Sava Răileanu, și vă bucur mulțumesc, că v-ați ajuns la aceștia carte, la aceștia ediție de voastră. Da, Doamne, mulți ani înainte! Cititori foarte mulți, talentați, dar dumneavoastră, ca talent, eu vă cunosc încă de 40 de ani în urmă. Mult sănătate vă doresc încă înainte, încă 40-50 de ani înainte. Să te-am ca mine. Mulți ani. Dar tot lucrează pe linia care lucrez eu tot. Suntem colegi de lucru. Și să vă. Aici, prietenii care au fost în soși. Mulți ani. Fericire, bucurie și mă bucur că ai așa carte. Am o poezie. Azi carte, da. Și în viitorul, cred că la 80 de ani, iar îmi fac eu poezie. La 75 la 80 la eu aștept. Sava Răileanu a dedicat poezii prietenilor oamenilor din satul natal. Nicolae Caraus a devenit unul din eroi ai poeziei sale Cu ce se mândrește. Îl cunosc foarte mult, am pe dumnealui și sunt bucuros că a cincea carte sunt la ediția acestei carte. Ne-a promis foarte mult în viață și ne-a făcut. Este un om foarte talentat care Moldovei noastre îi trebuie ca așa oameni. Păreri de rău sunt tare puțini. Amintirile din copilărie strâns legate de creația Ochiul Albeanului sunt clare la consăteanca Eugenia Pleșca, care cu drag asista la fiecare evoluare în scena a tânărului poet de atunci. Astăzi este prezentă la lansare de carte. Poeziile lui care le compunea și le recita direct în Casa de Cultură, unde dumnealui era director. Și noi eram niște puștoaice pe lângă dumnealui, dar tare ne plăcea cum ne citie poeziile lui. Pentru fetiți, pentru maturi. Îi doresc sănătate, fericire și cât mai mulți cititori, cât mai mulți prieteni, ca să aibă dinspre ce scrie domnul Răileanu. Creația lui Sava Răileanu a fascinat oamenii de toate vârstele și asta datorită faptului că poetul pătrunde în adâncul inimii cu cuvinte puține, dar cu sens. Este o carte extraordinară în care vedem poetul țarinei, poetul baștenei, poetul care a reușit să spargă acel ghețar de care alții poate se tem să facă o schimbare, se tem să spună lumii între ei cei ce simt și ceea prin ce trăiește sufletul său. Acesta este Sava Răileanu. El vorbește cu cuvinte atât de aproape de sufletele noastre, cu cuvinte simple, dar totodată și mărețe. Dragostea pe care o poartă în suflet știe să o redea perfect într-un vers, precum e simplu, precum atât de cuprinzător. O carte pe paginile care este aranjată toată viața poetului, una prin care cititorul îl va descoperi pe talentatul poet. Astăzi se va petrece lansarea cărții Miele, Chemarea Focului din Vatră, care este a cincea carte editată. Ea cuprinde și istoria mea personală, a familiei mele și un pic de istorie despre sat, despre rude, arbore genealogic este și acolo fotografii, poze din viața mea, care reflectă viața mea zi cu zi, pe care sunt mulțumit de ea. Are în palmares 5 cărți editate, care cuprind în jur de 300 de poezii. În poeziile sale, poetul vorbește despre țară, plaiul natal, natură, despre femeie, mamă și despre dragoste. Cine îl inspiră pe poet și cum are loc producerea textului de poezie? Ele sunt alimentate din 3 surse. Muza, drumul de viață și cred că veșnicie. Acum am ajuns la apogeu că o poezie o scriu în câteva minute, mergând de acasă până la serviciu și de la serviciu până acasă. Și în timpul liber, când mă aflu singur în încăpierea mea și fiind la această vârstă, somnul mă prinde, mă scol și scriu. Dacă nu citesc, scriu. Dacă nu privesc televizorul, scriu. Fără aceasta, eu socot că n-aș exista. Sava Răileanu s-a născut într-un sat mic din raionul Druchia, Ochiul Alb, activat în domeniul culturii 35 de ani, fiind directorul Casei de Cultură din localitate. În decembrie 2019, poetul a împlinit 70 de ani.
Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.